De aceea mă potrivesc, pentru că moștenesc glasul de la mama și pot hori și mai mult decât atâta, pot vorbi despre ore din punct de vedere teoretic. Asta, cine îmi dă posibilitatea asta? Îmi dă Academia de Muzică, îmi dă posibilitatea de doctoratul, așa, comisia care a validat acest doctorat. Mă pune în situație, sigur, mă pune în situația aceasta să și spun câte ceva. Dar să spun și să nu luăm pe arătură, cum spun românii, de când vorbim, să vorbim prea mult și să ne dăm atoștiutori, sfătoși, da. Puterile semintocilor. Când arătăm un drum, trebuie să spunem exact, să indicăm exact drumul. Calea. Calea bună. Cu cuvinte puține, cum spune textul, zice, la mijlocul codrului cale nu-i cărare, nu-i. Că de-a fost cândva cărare, ea s-o prefăcut în vale. De-i cărare undeva nu o știe nimeni ea, că-i pierdură semnele păcurar cu turmele. Puteați domnilor, și de cântec domnilor, versurile? Căutați-vă calea, drumul, cărarea, dar hotărâți-vă pe ce vă duceți, pe cărare, adevărul, pe drum, calea, o pe cale. Așa. Dar nu lăsați drumul pentru cărare. Că s-ar putea să vă rătăciți. Nu, și în loc de meciul mare jucăm doar miuță, nu? Cărarea e bine nu e când drum. Te duci undeva, te apucă dorul. Ui, ce frumos e. Și încă ceva, dorul, dar când te duci undeva, la... să nu uiți să vii înapoi. Așa că, Doamne ajută. Da, de unde, da, cei care sunt duși, nu? Da, unde e dus? Cu... Dacă-s duși. Dar dacă-s duși, duși cu pluta, să nu uite să vii înapoi. Pe cărare sau pe cale, da? Da. Cum vrei numai să vii înapoi? Pe cărare, pe drum, pe cale, îmi spun eu, pe curare, calea e scurtă.